Dacă tot v-a introdus domnul președinte în discuție, Da, vă rog. spuneți-ne, vă rog, în direct, Da. dacă dumneavoastră aveți, considerați că aveți probleme de imagine și să lămurim puțin și zvonurile cu colaborarea securității, de exemplu. N-am avut niciun fel de probleme cu colaborarea, niciodată. Sunt fără niciun fel de probleme. Eu n-am mai făcut politică din momentul în care am fost funcționar public, deci de vreo 7-8 ani deja nu mai fac parte nici într-un partid. N-am mai făcut politică și mi se pare că mă regăsesc în construcția asta pentru că este o construcție care ține cont de națiune, de familie, de credință. Vedeți că este un galben acolo pe... Și conservatorismul, eu cred că mă regăsesc într-un partid conservator. La nivel european, vedeți că lucrurile se mișcă foarte mult în privința asta. Adică trebuie să ajungem noi să avem, sper din toată inima, să avem noi în România asta un guvern care să țină cu românii, un guvern care să țină cont de problemele României. Nu tot timpul să fim cu căciula în mână pe la... Înainte eram în altă poartă la Constantinopol, la Istanbul și acum suntem la Bruxelles. Nu avem demnitate. Noi zic că noi, din păcate, la ora actuală, ca și națiune, nu avem conducători care să fie în stare să facă măcar să-i copieze pe alții. Să uite ce fac ungurii, ce fac polonezii. Demnitate națională. Noi tot timpul suntem cu căciula în mână, ne rugăm să ne primească undeva unde ne este locul. Și ce vă privește, am înțeles că funcții de conducere nu doriți, dar pe listă de Consiliu Local, Consiliul de Țeamă. Deocamdată este prematur să povestim despre treaba asta. Eu sunt înscris în aur, cred că am un an de zile de când sunt membru, deci nu s-a cum în conjunctural am venit astăzi. Pentru că simt că trebuie să avem un partid conservator care să facă ceva pentru țară. Și pe lângă asta să știți că sunt foarte, foarte mulți care sunt alături de noi, nu neapărat alături de mine, și vrem să schimbăm imaginea asta, pentru că, din păcate, s-a plecat de la ideea că la urăs tot felul de oameni mai puțin dotați sau mai puțin inteligenți, să nu că am fi noi foarte inteligenți, dar vreau să schimbăm și noi un picuț imaginea acestui partid și probabil că vom reuși, nu știu, acum vom vedea dacă electoratul ne va dori pe colegii mei pe care vedeți acolo că sunt în față, mai sunt încă o parte dintre colegi care fac parte din conducere care nu sunt prezenți, dar noi suntem o echipă și ne leagă niște prietenii mai vechi, inclusiv cu domnul Vasile Moldovan, mă cunosc de o viață, cu domnul președinte Dragoș, suntem chiar vecini de terenul la Colibița, deci avem niște relații care închegăm o echipă care vrea să facă ceva. Nu am venit cu niciun fel de pretenție, niciunul dintre noi. Și considerați că prin imaginea dumneavoastră și experiența dumneavoastră ajutați-au? Eu cred că da, acum o să va vedea dacă prezența mea aici va avea vreun efect pozitiv sau negativ. În funcție de asta, colegii din partid vor hotărâ ceea ce vor face în continuare împreună. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit astăzi alături de noi. Vrem să facem aceste conferințe cât mai des și sperăm să vă fim cel puțin dragi, dacă nu simpatici, dacă nu chiar dragi. Eu simt că suntem o echipă frumoasă aici, o echipă care chiar ne dorim dezinteresat binele copiilor noștri și vrem cumva să vedem că țara asta crește.